Absolvenții de liceu, dar și cei de la facultate care au terminat școala în acest an pot beneficia de sprijin specializat în vederea găsirii unui loc de muncă, dar și de ajutorul de șomaj până vor găsi slujba visată. Ei trebuie să se adreseze agenției județene pentru ocuparea forței de muncă Mehedinți. Tinerii absolvenți pot beneficia de indemnizație de șomaj. Absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni. Aceștia trebuie să se înregistreze la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din raza căreia își au domiciliu în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii ca persoană în căutarea unui loc de muncă. În această perioadă, absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării, informare și consiliere profesională, medierea muncii, formarea profesională. Tinerii absolvenți, după ce au terminat școala, obțin o adeverință. Adeverința asta este momentul când curge termenul de 60 de zile de la data când au primit adeverința. Conform ordinului Ministrului Muncii, în perioada 30 mai până pe 28 iulie mai pot depune aceste documente. În prima etapă se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă în acest termen de 60 de zile și după aceea, începând cu ziua următoare expirării termenului, ei trebuie să-și facă dosarul de șomaj. Primesc pe perioada 6 luni de zile câte 250 de lei. Mă surprinde că până la data de astăzi, când discutăm, din câteva sute cât au terminat la nivel județului Mehedinți, nu avem decât 85 de cereri de dosare depuse pentru a se înregistra ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Eu am mai făcut o precizare, nu contează că ai luat bacalaureatul sau nu l-ai luat. Nu contează chiar dacă ești corigent. După ce ți-ai dat corigența, curge termenul de 60 de zile și poți să-și depună dosarul. Dacă n-ai luat bacalaureatul, nu e nicio problemă, sau dacă nu te-ai prezentat. Tot așa, trebuie să vii cu adeverința și îți întocmești dosarul. Dosarul e mult mai simplu, acum nu mai merge la medicul de familie, dă o declarație aici, copie după actul de identitate și adeverința. În rest ne ocupăm, noi luăm toate datele. Absolvenții de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți. Cei care doresc să beneficieze de indemnizația de șomaj mai pot depune documentele până pe data de 28 iulie.